predică n-am căutat niciun alt text decât cel care a fost citit, măcar că a fost o surpriză, dar doresc asupra acestui text să medităm încă puțin ca în viața noastră spirituală să putem să facem o întorsătură, o corecție, dacă vreți, o completare, dacă nu suntem la nivelul cerințelor lui Dumnezeu. M-am gândit, privind textul acesta, că sunt oameni credincioși, creștini, care încep bine, dar pot să sfârșească rău. Încep bine, dar pot să sfârșească rău. Spune Apostolul Pavel, când vorbește galatenilor, în capitolul 3, în primul verset și versetele următoare, cine v-a fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Hristos, cel răstignit? Cine v-a fermecat? Voi ați început-o bine, spunea el, ați început-o în Duhul, dar acum vreți să sfârșiți în firea pământească? Există riscul acesta, risc la care n-am vrea să fim supuși niciunul dintre noi, dar suntem. Dar sigur nu vreau să cădem nici unul dintre noi, dar aceasta depinde de fiecare individ. Ce trebuie să facem pentru ca să începem bine, dar să și sfârșim bine? Primul lucru care îl menționează ca și greșeală a oamenilor care îl cunosc pe Dumnezeu, Apostolul Pavel spune aici că ei caută să năbușe adevărul lui Dumnezeu în nelegiuirea lor. Adică, avem noi o vorbă foarte des întâlnit la timpul de rugăciune, mai ales atunci când vrem să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ierte. Și sigur menționăm, și este un adevăr acesta, că totdeauna găsim înaintea lui Dumnezeu, atunci când stăm înaintea sfințeniei și neprihănirii Lui, găsim vinovăție în viața noastră. Este un adevăr. Dar aceasta nu este o scuză ca să facem păcate mai departe. Este un adevăr de care ne pare rău, la care vrem să lucrăm luptându-ne ca să învingem și să nu mai facem răul, să nu mai păcătuim înaintea lui Dumnezeu, să nu trebuiască ori de câte ori venim la rugăciune să spunem: Doamne, iartă-ne din nou! Greșim. Dar care este atitudinea noastră atunci când greșim sau păcătuim? Este justificarea, ceea ce am menționat-o, spunând că orice om este încă natura pământească și supus slăbiciunilor și datorită acestor slăbiciuni păcătuim de atâtea ori, sau este o părere de rău? Dacă este o părere de rău, găsim iertare la Dumnezeu. Dacă este o părere de rău în urma unei mărturisiri sincere, este iertare la Dumnezeu. Dar dacă căutăm o justificare, o acoperire a păcatelor noastre, nu facem altceva decât îmbunătățim cuvântul lui Dumnezeu, modelându-l după placul nostru. Căutând acoperiri la situația prin care trecem, la circumstanțele care ne-au cuprins și faptele care le-am săvârșit. Și totdeauna, oamenii care nu vor să recurgă la iertarea lui Dumnezeu, își caută scuze. Așa după cum am auzit în dimineața aceasta. Haideți să ne rugăm lui Dumnezeu ori de câte ori avem posibilitatea sau suntem prinși în stări de genul acesta, ca Dumnezeu să ne ajute să ieșim pe calea, pe soluția care Dumnezeu o pregătește să ieșim din asemenea stări. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Al doilea lucru care îl menționează Apostolul Pavel este că nu l-au proslăvit pe Dumnezeu. Credeți că ori de câte ori suntem mai supărați, să spun așa, permiteți-mi expresia aceasta, și atragem atenția la disciplină, aici la închinare, cel puțin aici, acasă,
fiecare se controlează după cugetul lui care este îndemnat de Duhul Domnului sau de natura pământească, depinde cum. Depinde de valoarea care o vede în Dumnezeu, așa va fi și raportul nostru în a avea o atitudine înaintea lui Dumnezeu. Aici, ori de câte ori venim împreună, ne place să menționăm lucrul acesta și credem că este un adevăr. Dumnezeu este prezent aici, că ne adunăm în numele Lui. Avem, am spus cu alte ocazii, cel puțin 5 motive să spunem că Dumnezeu este aici și noi suntem în prezența Lui. Dar în prezența Lui, care este atitudinea noastră? Putem sta oricum, oare contează și sufletul sau numai sufletul și inima, sau contează și trupul, până când și la gesturi și la activități și la atitudini și toate legate împreună. Spunea Apostolul Pavel Corintenilor în prima epistolă, în capitolul 6, versetul 19 și 20, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că nu mai sunteți ai voștri. Unde stă Duhul Sfânt? Noi am spune, în inimă. Inima trebuie să fie sfântă, inima trebuie să fie curată. Eu cu inima vin înaintea lui Dumnezeu, pe Dumnezeu nu-L interesează celelalte. Ba da, îl interesează. Cred că am citit destul de clar. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt și că El locuiește în voi și că voi ați fost cumpărați cu un preț. Acum când Dumnezeu ne-a cumpărat prin sângele Domnului Iisus Hristos, prin jertfa de pe Calvar, când Hristos ne-a răscumpărat, a plătit pentru noi, pentru ce a plătit? Numai pentru suflet? Numai pentru Duh? Pentru că într-un aspect al lucrurilor putem spune de atâtea ori, da, trupul nostru este supus morții, putrezirii și putrezește, dar sufletul rămâne veșnic. Numai că și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că atunci când Dumnezeu ne ia la El, când vom intra în moștenirea vieții veșnice, în împărăția cerurilor, atunci vom fi înviați. Cum dacă sufletul nostru este viu? Vom fi înviați și în trup, dar nemuritoare. Și iată ce spune în continuare, dar Apostolul Pavel, în versetul 20, căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. De unde am începe noi aspectul sau exprimarea pocăinței, de unde am începe-o să se vadă? Găsim atâtea înțelegeri sau explicații care vor să facă o înțelegere diferită a ceea ce este în real. Adică, când atrage atenția cuiva în ce privește viața trupească, aspectul trupului, frate, trebuie să te porți așa, sau soră, trebuie să te porți așa. Și există cineva care îi sare în ajutor și îi spune, lasă-l până când va înțelege el ce-i bine și ce-i rău. Este normal să fie așa. Trebuie neapărat mintea, gândul omului, intenția omului să fie convinsă de voia lui Dumnezeu și numai atunci să o facă, sau trebuie determinat să înțeleagă că voia lui Dumnezeu trebuie împlinită chiar dacă nu o înțelege personal. De unde începe proslăvirea? Din inimă sau întâi cu trupul și cu inima? Sigur că cele două lucrează împreună. Realitatea este că întâi mintea ar trebui să fie luminată și apoi să conducă tot trupul. Dar gândiți-vă la un copil care se naște.
Știe el să mănânce? Știe el să bea apă? Dacă l-am lăsat pe un copil nou născut, atunci să se hrănească când știe el să se hrănească. Atunci să umble când el o să se învețe să umble. Până atunci mama să nu-l ia pe braț, să nu-l ajute, să nu-l suporte în neputințele lui. Cum ați vedea lucrul acesta? Ce s-ar întâmpla cu copilul acela care nu înțelege că e foame? Plânge, dar nu știe să-ți explice de ce. Ar vrea probabil să meargă, dar nu știe că nu poate să meargă. Ce s-ar întâmpla cu copilul acela dacă l-ai lăsat la buna lui alegere? Ar mai supraviețui? Dar credeți că în domeniul credinței poate să fie altfel? Sunt atâția care vin la pocăință, fac botezul și așteptăm momentul când Dumnezeu să-i lumineze. Până atunci, nu trebuie să aibă o viață de pocăință? Dar va trebui să fie cineva care să ia pe brațe, să-i ajute, să facă sau să îi ajute să facă ceea ce ei nu pot să facă, să administreze în viața lor ceea ce ei nu înțeleg că trebuie să administreze. Doamne, ajută-ne la aceasta, să ținem cont că pe Dumnezeu trebuie să-L proslăvim. Adică să avem o atitudine de respect, de reverență, o atitudine frumoasă față de El, un comportament frumos și în trup și în suflet. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Al treilea lucru care poate determina pe oameni să ajungă în starea aceea, de la buni la răi, este faptul că nu-i sunt recunoscători, nu-i mulțumesc. Credeți că suntem deficitari la capitolul acesta? La subiectul acesta, la datoria aceasta, dacă vreți să o numim așa, să-i mulțumim lui Dumnezeu ori de câte ori trebuie să o facem. Și am zice noi, da, azi Dumnezeu m-a salvat. Era să am un accident cu mașina și nu l-am avut, Dumnezeu m-a păzit. Sau n-am mai avut suficienți bani și Dumnezeu m-a binecuvântat cu o sursă la care nu mă gândeam. Dumnezeu a făcut atâtea și atâtea lucruri frumoase. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne sfățuiește puțin diferit. Spune, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Pentru toate. Suntem gata să-i mulțumim și atunci când nu ne merge bine. Și să recunoaștem că de fapt tot El este Dumnezeu. Suntem gata să-i mulțumim, așa cum se spunea în dimineața aceasta, de un Iosif, care ajunge într-o temniță și stă ani în șir acolo, măcar că nu era vinovat. Să-i mulțumim și pentru aceasta? Dar trebuie să ne gândim, ori de câte ori vin stări de genul acesta sau situații de genul acesta în viața noastră, că Dumnezeu vrea să ne ducă în cer, dar ca Dumnezeu să ne ducă în cer, întâi El ne coboară, apoi ne înalță. Întâi ne smerește, apoi ne înalță, dacă nu o facem noi. Întâi ajungem jos, ca de acolo El să ne ridice sus. Suntem gata să mulțumim lui Dumnezeu și atunci când suntem jos? Când suntem în temniță, pe nedrept? Când suntem într-o groapă vândut de frații noștri, pe nedrept? Atunci când vrem binele și alții ne răsplătesc cu rău, suntem gata să-i mulțumim lui Dumnezeu? A treia stare, care poate să influențeze în bine mersul nostru sau negativ mersul nostru, depinde de cum ne atribuim. Domnul să ne ajute să fim mulțumitori. Și în al patrulea rând, spune tot Apostolul Pavel, în versetele care au fost citite în dimineața aceasta, în versetul 28, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor. Sunt așa un pic dezamăgit, și de fapt nu numai eu, și cuvântul lui Dumnezeu spune în Evrei, când se adresează unor oameni care aveau o vechime în biserică, aveau vechime,
și se uită la ei cu mustrare apostolul și spune: voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți nevoie să fiți iarăși învățați și să ajungeți iarăși la lapte ca niște prunci. Ce se întâmpla cu oamenii aceștia? Ei nu și-au pus bazele în cunoașterea lui Dumnezeu. Credeți că este important momentul de predică în biserică? Sau studiile din Cuvântul lui Dumnezeu sunt importante? Sau cel puțin acasă, citirea Cuvântului lui Dumnezeu în fiecare zi, acumularea cunoștințelor care îl scoate în evidență pe Dumnezeu, sunt importante? Un lucru cu care, sau care îl practici zilnic, devine o obișnuință. Și obișnuința aceasta, spunea Domnul Iisus că și el avea obișnuință, că în fiecare zi de sabat era în templu, era în sinagogă. Domnul Iisus avea bucuria aceasta să fie la părtășie și și-a făcut un obicei din ea. Haideți să ne facem și noi obiceiuri bune. Spune Apostolul Pavel că numai tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Deci sunt obiceiuri bune. Să ne facem obiceiuri în a cunoaște pe Dumnezeu. Să facem în fiecare zi un pas mai mult în a-L cunoaște pe Dumnezeu. În a-L cunoaște și apoi să-L păstrăm în inima noastră. Ce avem în inimă? Avem adevărul lui Dumnezeu sau îl înăbușim în nelegiuirile noastre? Avem o atitudine de proslăvire, de referență pentru Dumnezeul nostru sau considerăm că aici este un loc comun, ca și în alte locuri, dacă nici aici nu suntem sfinți, unde o să mai fim? Cel puțin apreciez pe aceia care măcar în biserică sunt sfinți. Că dacă nu sunt sfinți în biserică, credeți-mă că în afară nu mai pot fi sfinți. Dacă aici unde sunt în mijlocul oamenilor care caută pe Dumnezeu și îl cheamă, aici unde sunt activități care îl proslăvesc pe Dumnezeu, nu sunt la prezent aici, cum vor fi în afară? Doamne, ajută-ne să avem o atitudine de proslăvire, de reverență. Totdeauna mulțumitor pentru toate lucrurile, păstrându-L pe Dumnezeul nostru în inimă, în ciuda oricăror altor lucruri care pot să ne cuprindă inima. Dumnezeu să ne ajute la aceasta și aceasta ne va feri de cădere. Aceasta ne va feri de un sfârșit rău după ce am început bine. Și aceasta ne va ajuta să ajungem în împărăția lui Dumnezeu cu El. Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare, să încheiem cu mulțumire pentru ziua aceasta de dimineață, petrecută în casa Domnului, rugându-L să fie cu noi și în după masa aceasta, când din nou ne vom întâlni la ora 6 în casa Domnului. Până atunci, ne rugăm Domnului, mulțumim Domnului și apoi vom fi liberi.